toate identificații persoana, care l-a luat de 21.04, persoana din anul 2002, care conducea automobilul de model Volkswagen Caddy, care ignora cerințele semnalului de interzicere la semafor și nu acela de trecere la pieton, unul a fost întocmit proces verbal cu privire la contravenție în temeiul articolului 240 al net 3 și a fost trimis după competență instanță de judecată unde prevede privarea dreptul de a conduce autovehicul. Șef secției patrulare Bălți, din cadrul direcției patrulare Nord, comisar principal Radu Lachei.